Cam așa e când vrei să investești, alții vor să cumpere ATV-ul cu 2000 de lei, dar nu e 2000 de lei. Ia uitați, am luat un relieu de exact de Bașan. Exact de Bașan, de pe Bașan, da? Exact de Bașan, de pe Bașan. Și ce am mai luat? Am luat un carburator nou, dar de când am făcut comanda de vineri până ieri luni, deja l-am curățat pe ăla și ați văzut cum pornește la prima din asta. Ăsta o să-l țin de rezervă. E tot carburator de Bașan original. Cu șoc la mână, din cablu, cu factură. Da? Așa. Acum sper să-mi pornească ventilatorul, dar ventilatorul pornește că l-am pus eu pe direct, la 12V. Dar pe firul roșu dungat cu alb nu-i venea plusul unde se duce normal când pornește. La alte pe lumini funcționează, dar pe ăla, pe roșu, pe plus nu vrea. Astăzi am decis să fac acest vlog pentru un prieten care îi trimit aceste cauciucuri. Să văd că sunt noi, da? Dimensiunile sunt, bineînțeles, tubeless, 19 cu 7 cu 8, da? Pentru ATV-uri din alea tip China de 125, de care tot aveam eu, da? Avem 4 bucăți. Le-ați văzut, adică în videourile mele, sau nu le-ați văzut, habar nu am. Așa, facem un colet și trimitem, bineînțeles, mi-a trimis 50 de lei avans, pentru că nu trimit, altfel. Și acum mai bag niște scoci așa prin sacul ăsta și le leg toate împreună. Le-am pus la vânzare pe OLX și am făcut comanda acolo. Și azi urmează să vină curierul să le ridice, mâine ajunge. Ele am lăsat în 350 de lei cu tot cu transport. Ba nu, transportul plătește pe el. 350 de lei cauciucuri. Le-am pus la 400, dar asta așa 350. Fii pomană. Da? Așa. Deci, nu știu ce să-i mai fac la TV-ul ăsta. Nu știu ce să-i mai fac la TV-ul ăsta. Deja am luat astea. Urmează să le montez. Dar tare bine merge ATV-ul ăsta. Mai rămâne să-i leg LED barul ăsta, dar deocamdată o să-l dau jos. După cum mi-a zis cei de la RAR, da? Când am fost la noi aici la Burlad, mi-a zis fără becuri LED, fără LED baruri, fără figuri, da? După aceea n-ai decât să spui, te oprești, ți-l ia, îți ia talonul, îți ia aia dacă ești pe stradă. Pică, nu are cine să te oprească, dar aici mi-a zis omul. Da. Și mă duc cu actele lui, le depun la acte auto, îi plătesc nu știu cât, e vreo 3 milioane, cred, de adus numere roșii cu tot cu asigurare și actele trebuie traduse legalizate, da? Așa. Și îmi bagă de numere roșii. Sunt de curs a 3 luni de zile, mă duc și îmi depun și îmi scot numerii negri și carte de România. Am mai zis, proprietarul român. Ia uite ce aici. Bobiță. Bobiță. Și din coace frâna tot la fel. Da? Funcționează totul pe el. Acum am mai ales că a venit și releu. Luminile mergeau. Avea doar, era mufa scoasă. Luminile funcționau pe el. Nu funcționa LED-ul. LED-ul. Iar o dau în tâmpeni, că e ceața asta afară. Iar o dau în tâmpeni. Deci ai văzut băiatul meu cauciucului, da? 4 bucăți noi. Zice, dar am eu garanții că mi le trimiți. O afară să-ți dau banii înainte. Bă, băiatule.
Facem arena, Andrei, din astea, mă. Unde-i, mă, asta? Uite așa. A, dar nu l-am scos, mă. L-am scos și l-am băgat înapoi, ține aminte. Hai, ce sărasa. Nu-i nimic, nu-i nimic. Am băgat ăsta, așa o leacă aici. Ia! E rece afară, o îngheța și guma. Ia uite. Ăsta are negru pe masă. Ia. N-are treabă cu a lui. Și cred că e și ars. Dar bine că nu are roșu dungat, ce are el altul. Da? Nu are roșu dungat. Și la roșu dungat vine exact firul de la, da, pe asta, pe roșu dungat vine firul de la, ia uitați-l, aici, ia uite, de la ăsta, se duce direct aici vine, da, ia uitați-l, roșu dungat, ia uite, îl vedeți? Da, iar ăsta la altul nu are așa ceva, unde e, mă, capul? Nici capul ce era să... Uite-l cu ăla. Ăsta nu are așa ceva. Are portocaliu, pana mea. Le-am pus la toate, are curent numai pe lumini. Pe asta, pe pana mea. Pe galgen. Se merge prea tare. Ăla merge moderat pe roșu dungat. Nu știu de ce, care-i treaba lui. Pana mea. Dacă el e făcut așa, să meargă el așa, așa îl pune... să meargă, da? Păi da. Așa îi dăm afară eject și văd că, ia uite, aici a scos galbenul de aici, care vinea, unde vinea, mă? Ia. Te-a băgat cineva nasul aici. Vinea galben cu roșu pe capă, da, cum e acum? Un galben aici, da, e bine, mă. Verde, aici și roșu dungat pe mijloc. E bine, mufă. Dar aici cum era ăsta? Ce avem? Portocaliu. Hapchipierul. Portocaliu. Roșu pe margini. Ăsta are verde. Are portocaliu în loc de galben, dar portocaliu e tot galben, cred. Și negru de ce pe mijloc? În loc la... De ce ăsta avea? Are negru. Are negru în loc de roșu dungat. Avea minus. Unde plecați, mă, îndrăgostiților? La colonie. Da? Bine, pa! Păi da, ce, nu te aștept? Hai că vedem! Da, azi trebuie să trag iar o fugă de Brașov. Da, băi, băi, aici e bine. Ia să pun eu acum asta, să-i fac o probă. Ia să-i bag eu acum, mă. Deci, toate la fel, da? Roșu dungat, galben, roșu jos, verde stânga, galben stânga. Asta e, mă. Direct îl vrodim. Intră greu? De ce? Și am zis verde să-l ții oară. Oare trebuie masă pe el? Hai să-l prindem într-un șurub. Prindem într-un șurub că nu plec eu liniștit. Nu plec eu liniștit. Codichiere cu alea. Fac chipierul. Pac, pac. Dăm o cheie de 8. Dăm manivela invers și pac, pac, începem să-l dăm jos.
1A, unde se află aici. Și totuși pare exact ca radiatorul și ăsta, dar la firmă e același, aceleași culori, aceeași treabă și nu are tensiune pe roșu. Uite, vă avem un șurub ăsta. Ia. Ta, trebuia să bag de sub vrea asta băgată așa. Vrea pe dedesubt băgat, bă, băiatule. Da, păi acum să-l băgăm și pe ăsta, pe aici. Așa. După așa și iar așa. Așa, prindem într-un șurub la loc. Dacă aș nimeri și gaura, că e prea dimineață, uite că nimeri. Așa. Să aibă el un pic de masă aici, dacă unii mai au și masă în asta. Ia. Așa. Uite ce bine vine. Parcă e de aici, mă. Da. E frig, băi. E frig și afară bate vântul. Și am de mers vreo 3 ore, jumătate. Ia să vedem noi acum dacă vrea să învârtă. O să strângem astea de aici, că dăm așa lier. Așa. Facem un pic de loc. Să conectăm noi cablurile un pic. Băi, am zis că iau baterie. La 150 de metri, 200, dar uite că n-am mai băgat. N-am mai lăsat la primit. Acest video am zis să-l fac la coadă, fără întrebări. Ca să mai stăm să-l edităm, că nu avem ce să edităm, că nu suntem profesioniști, spun să facem acum așa. Dăm și acum benzină, retragem și șocul. Sunt curios să vedem dacă pleacă ventilatorul din prima. Ia. Da, băi, bă, băiatule, ia uite-l. Ia uite-l, mă, fii atent, dacă apăs un pic butonul, cum își ia el din ea. Vedeți? Pac! Și-a plecat. Ei ia curent din motor doar. Da? Ia să vedem acum cum pornești. Ăsta pornea nu țucut. M-a lăudat degeaba carburatorul ăsta? E slabă asta, vezi? Pana mea face cea. Stecherul ăsta nu-i bun. Stecherul nu e bun, bateria e consumată. Pana mea. Nu vrea să-mi iasă nimic acum dimineață. Ia să-i pun eu direct cu alea așa. Pe bobim un pic. Că îi mai scurtăm din...
Dar de ce nu vrem? Îi dăm un pic relantiu mai mare. Carburatorul ăsta mă face de râs. Nu vrea ăsta, băi. Stecherul ăsta. Ce apa mai se azi treaba? Treaba e cea mai bună cu asta. Nu e bună. Nu e bună deloc. Nu e bună. E ars. Material de 2 lei. Material de 2 lei. Care trebuie să-i fac eu aici o ambutisare ca lumea. Își pierde și amperajul, își pierde tot aici. Deșa. Da? Acum luăm de aici cablul așa. Deșa. Așa. Și pe asta îl pun și îl bat cu ciocan aici. Uite așa. Uite așa. Ia. Cred că nici nu mai e nevoie acum. E bătut că deja s-a spăriat. Uite așa. Așa. Acum revenim. Unde am rămas? Aici, punem boana aici. Și ia să punem aici o... Totuși, cine nu vrea, frate? Benzină. Na, vine benzină puțin. De la asta să vedem dacă are benzină în carburator. Sigur nu-i vine benzină? Că nu-i vine. Ia. Nu vrea. Ia auzi ventilatorul. Nu, 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 nu
cunoaște ceva. Ia uite pe alea. Așa da. Așa da. Așa da. Releul ăsta nu e legat. Fana mea, bateria asta nu e bună. Uite cât de mare și proastă. Ia uite ce frumos merge motorul ăsta. Dăm un pic șoc înapoi. Ia să vedem mă lumile acum, cum se... Ia uite mă ce e. Ia uite mă ce e. Ia uite mă ce e. Și spate merg? Merg și pe spate, Brazileu. Portul merge tot? Da. Ia zi-mi claxon. Fai de capul meu. Fai de capul meu, bobiț. Scoală, Darius. Ia să vedem ce semnalizări merg. Astea din față nu merg. Trebuie să conectați la lumea. Băi, bine că merge ventilatorul și am rezolvat cu... Gat. Șocul. A rezolvat cu șocul, nu mai am treabă. Șocul, auzi, cu ventilator. Bagaj. Vai, băiatule, ce fel merge, frate. Fel merge. Merge ventilatorul, mă doare la Vasile. Merge, bă, ventilatorul Vasilic. Merge ventilatorul, bă, băiat. Băi, cum? Ia uite, Darius. Ha? Auzit cum merge ventilatorul? Așa da. Și uite, acum are o leagă de curent de baterie. Dar nu prea mult. Unim. Gata, să stângi. Vezi? Când dau. Nu, e foarte vechi. Nici nu primește curent în ea. Că am măsurat. Nu vrea nimica. Ce mă, ești pregătit gata? Ha, i-a ales parpales. Ce ai făcut? Ce ai făcut?
Băi, trebuie să dau un scoș la ăsta, că trebuie să vină curierul și să-l las aici. Că zice oamenii că sunt ei neserioși după aia dacă nu trimitem colet. Înțelegi? Păi îl lași aici, lângă poartă. Da, da, da. Te așa bag așa, te dau un scoci așa și dau... Uite băi, Darius, mi-a venit carburator nou. Mi-a făcut probleme acum. Șocul are distanță aici, cred că are uzură ăla. Unde? Din coace? Are uzură, nici nu stă șocul tras până la maxim. Înțelegi tu? Și punem ceva nou, băi, că ăla e plutitorul schimbat, cuiul de un fel, aia de un fel, ăla de un fel. Ce în carburatorul ăla, dar totuși, vezi că merge. Dar nu cum vrea el. Nu cum vrea el și cum vreau eu. Nu are voie să meargă cum vrea el. Auzi, băi, ce-o zis, bă, prietenul nostru, călăuză, a zis că cât mai umblăm cu din astea așa, cu ATV-uri din astea, el nu știe ce bubuială îi dăm noi, cât muncim noi pentru un ATV din ăsta mare, dar nu ne apucăm acum să cumpărăm. Vindem din astea ce facem, facem, dretim și ne luăm unul mare. Dar acum nu să investim bani din casă să dăm, să cumpărăm, să facem împrumut, să cumpărăm Yamaha și canamuri și reghetoane, nu? Bă, porcul, mă. Gata, fraților, salutare și ne auzim la un nou vlog. Nu știu de unde și când. Ceau, tu te mă stii îmbracă, ceau. Pa, pa.